Cum, mămică? Da, Caterina și-a pus rafturi. Parcă s-a îmbogățit casa. Patru rafturi și parcă e alt cas. Cât de frumos! Mama, ia carne de la Caterina din frigider, la țăpul încetatorului mare. Să facem un borșor cu costițe. Aici avem brânză de oi și de, de oi, așa? Să facem învârtită. Miela! Mergi la bunica? Mergi? Cu stâie! Hai, ne-am dus! Adio, adio, adio! Bunica cu cărniță? Eu cu cărniță, eu cu carne. E cu bucătărie, mama, într-un porc. E cu carne. E cu carne. E cu carne. E cu carne. Vă ajută, la soare. Căruciorul la spălătorie auto. Oh. Vine primăvara, ne pregătim. Antrenorul cu judo. Da, kimonoul. Antrenorul pleacă la spălat mașina. Oh, și bijuterii la noi lucrat. Ce rietă. Asta da, mă știi. Mergi, mergi. Auzi, tati, tati. Tati, noi am spus matale nu și mașină, ești frumos, da. Nu mașina te faci. Ai frumos. Nu mașina îl faci pe om, așa-i? Da. Mămica face învârtite după rețeta de pe canalul Big Family. Rețeta de plăcinte, o folosește și la învârtite. Facem învârtite cu brânză și facem învârtite cu mere. De ziua lui Andrean, așa un cadou, învârtite. La noi s-a stricat aici. Tăticul a găsit acolo problema și acum și-o rezolvă pe el. Ia unde, cum? Cum poți să șerși dacă el este aici, tu trebuie să șerși și șerși. Ia că astea spune aici, vezi? E cât tău. Dar asta e amuia, trebuie să șerși. Și mă strâns, strâns. Dar unde și e? Asta era aici. Da, asta e. Nu e alta. Hector, vezi cum? Apa curge? Da, apa curge. Super! Gata! Gata, nu curge. Iuhu! O lecție nouă ai învățat, așa? Nu, asta e... la bine. Opa, bine băieți. O vine băieți la ciudă. Salut! Ia ne dai și timpul să fac căciul la mic. Facem tegulul, punem tot la loc. Și lecția învățată, da? Mulțumim, tătic. Da, uite că am scos la pitru, plouă. Uite, plouă. Mămica face aluatul la învârtită exact după rețeta aluatului de la plăcinte. Așa că la finalul acestui videoclip voi pune vlogul unde mama face plăcintele și luați de acolo rețeta. Iată așa mămica le răsucește și se primesc așa frumuseți. Trebuie de lucrat cu aluatul foarte, foarte repede, nu îl lăsați mult la odihnit, pentru că nu veți avea acest rezultat. Iată mămica de aici face ca la fabrică. Da. Wow, și ce frumușele, mamă! Ca frumicuța, da? Luăm spuma de la carne și facem borș aici. Da. Sau ciorbiță, cum se mai spune. Ciorbiță da. Cu varză. Iar eu, Caterina, mă duc spune edera și spunem flori în pământ, că de altfel mămica se usucă. Te lăsăm și venim să vedem cât de bune o să fie. Tare, îți place și eu și colo. Parcă plastiline. Foarte bun a luat pe rețeta mamei. Îmi iau 2 biscuiți. Cum i-a făcut mama? Așa s-au mâncat. Nu mai fă. Pară-i tare, caldă e soare. Eu cu burtica mea mare mă mișc mai greu, dar nu pot să stau pe loc. Eu nu iubesc să stau pe loc. Niciodată nu am stat fără treabă. Am pus câteva firișoare și se înmulțesc singuri. Căpșorul ăsta firă, vai ce frumusețe! Am venit cu mașina și ne ducem pe scurtătură pe jos. La noastră preferată,
Aici e veche uliță, ca pe vremuri așa. Și când păsărelii. Aici e glod. Da. Dar pe aici mergem, să simțim glodul. Aici toate casele sunt vechi. Da. Toate, toate. Oameni simpli nu puneau accent pe... Da. Bogății. Iată, lut. Noiele, tu vezi? E cu noiele casa. Da, iată. Se vede aici. Lut și noiele. Interesant. De fiecare dată când merg pe aici, eu mi-amintesc așa un lucru. Trebuie trăit viața la maxim. Nu ne focusăm pe lucruri materiale. Te duci și nimic nu iei cu tine. Corect. Așa că tot îmbătrânește, se trece. Da. Iar noi dacă suntem vecini, plecăm împreună, venim împreună. Da. Dar e bine, amândouă. Atunci mai iau. Mai luăm, mai luăm. Bucățele de ieri, pe așa în drum. Acuși o vom sădi în pământ. Aceasta este ulița noastră. Tare frumoasă. Liniște și pași. De-a dreptul, vă spunem noi. Noi de aici vedem și iazul. Frumos. Dar nouă ne spar că e frumos, chiar e frumos. E chiar frumos. Scrieți-vă în comentarii dacă și vouă vă pare că este frumos la noi. Cu cine ne întâlnim noi? Ia uitați ochelarii în cap, tot cum trebuie. Casca are, da, de protecție. Hai, Ernuț. Poți, Lel? Poți. Hai, Albert, în vasă, mă. Eu pot, dar nu la... Hai, el nu are pas. Am ajuns acasă la Cătălina, ce frumos, ai flori. Și aici orhidee nouă am florit. Wow. Orhideile astea țin mult. Da. Ne ducem să plantăm flori. Ce frumos e curăție, lasă o atmosferă plăcută în casă. Pregătim diveciul. Și acum vă arătăm cum aceste flori se mulțesc. Apropo, sunt foarte rezistente și deloc capricioase. Gata! Trecem. Sădim mai multe, o să fie mai bogată floarea. Da, sădesc. Chiar trei, așa? Da, trei, patru. Turnăm apă. Mai punem un ghiveci. Așa floream eu în fața bucătăriei. Vă arăt cum le tai pentru a le pune în apă, să dea rădăcină. Iată aici mai am flori. Sunt cățărătoare. Eu mai fac încă două. Și foarte frumoase. Trebuie odată această floare. Uite așa. Iată, rădăcina lor. Ele rezistă mult în apă, nu le putrezește rădăcina. Chiar poți să le pui așa într-un vas cu apă și ele să dea frunză și să crească frumoase. Le pun așa sau așa? Le pui unde este nodul. Așa? Da. Iată așa. Și toate date. Peste o săptămână va fi rădăcina. Și o să mai iau flori. Tare frumoase astea. Dan aici lucrează. Da. Iar eu mă duc să văd ce face Cristina. Ciorapii erau murdari, foarte tare, și am înalbit cu produsele de la Greenway. Săpunul de acolo. Afară bate vântul. Foarte repede. Primele spălături ale bebelușei. La tine încep pregătirile, Cristina. Acest pulover, iată, e cu desen. Avea niște pete negre și l-am spălat cu săpunul, s-au luat perfect și nu s-a decolorat. Lăsăm pagina în descrierea videoclipului. Iată încă o hăinuță de dede. Așa dacă ai judocania, da. Le speli chimanourile.
Iată și ciorapii albi, frumușei. Deci ăștia, la fel. Să-i fi văzut cât de murdari erau. Trebuiau filmați la început. Da. La țară, doar în ciorapii albi se umble. Ale Cristinei și ale lui Ernest. Mai întâi voi descurca ghetele cu durul. Să pună durul. Preferat în sarce. Îți spală el tare bine, dar nu-i place pe rost. Lasat noroi găsești, nu se pasă. Spăl doar salpa. Și schimbăm apa. Și schimbăm apa. Nu o scheltui săpunul de la Greenway, care am dat bani pe el, ca să scot clorul de timp. Spăl talpa și la ghetuțele lui Ernest, preferatele lui. Am schimbat apa. Orice pată din orice haină o scot cu acest săpun. Fie colorată, fie albă, perfect. Și nu decolorează haina. Și rieturile deja s-au înlocuit. Da, iată. Iată diferența. Acesta este spălat, curățel, iar acesta nu trebuie spălat. Gata! Frumos? Da. Și foarte repede, vreo 5 minute îi spălăm. Pune dier aici la hâine. Îi facem frumusețe. Să-ți nu mână și el, stai să duc Andrena. Roi, că e avea frumusețe, roi. Roi, să nu mănânci. Andrena cu șoapă. Dar cum se uită el? El e zică una. Sună mașoară, am apucat frumusețe. L-am închis pe roi, faci o gălăgie în mahala, strânești toți câinii. Ea cunoaște doar drumul spre casa mea. Și casa roi, nu mai nu le mănânci. Bun? Meșterii mame, hai la plăcinte, hai. Ne-am urcat în mașină. Hai, băieți! Eu la volan. Spate, avem pasageri și mi-i flămânde. Ce mi-i flămânde? Mama face învârtita cu mere. Chiar e wow! Borșul nu a reușit încă să fie gata. Cum? Ideale. Le, da? Ideale. Cât de pufoase sunt învârtite, deci ce bine arată, se topesc în gură. Cu compot mâncăm și grejdea mari și voinici, da, mămica? Vă place? Care? Și acum facem borșul, o așteptăm pe mama repede. Ți-a dat voi bunica? Îți faci tu plăcintă? Așa faci serios, mănică? Așa adevărat bucătă fac. Învârtita cu mere și halva. Și nepoții ăștia umblă. Pentru ce, mămic? A, plăcintele se ungi, da? Sunteți... Să rămână bunica fără lucru, da? Noi vă spunem pe curând, dragilor. Ne vedem în videoclipul următor. Pa, pa! Pa, pa!